Despre autorii noștri vreau să zic că un autor genial este de fapt Grigore Vieru și, mă rog, Grigore Vieru nu mai este viu și spre Domn Vanghelie cu băiețelul din Coliba Albastră. Deci eu am citit cartea asta, cred că, nu știu, de zeci de ori. Sigur, copiii nu sunt așa de acteazi după ea, pentru că, mă rog, mie mi se pare că este de fapt o carte pentru adulți. Dar ea cred că ne poate învăța foarte multe lucruri chiar despre cum a scrie pentru copii. Și atât, chestia asta mie mi se pare genială. Iazul stă toată ziua în apă și se scaldă. Ce-ți mai trebuie altceva? Grâul e bătrân, are mustăți, dar îi place să se dea în leagăn. Uite câte mesaje într-o propoziție. Păi de ce atunci scriem noi, știi cum scriu unii, au parcă diaree din asta verbal, câte 40 de propoziții. O propoziție, dar și-a transmite tot, și copilărie, și veselie, și bucurie, și greu, și bătrâneți, și toate cele. Rudico, taci și ascultă, dacă vei fi cu minte, pomii o să-ți cânte. Ei cântă cu păsările. Deci este genială chestia asta, nici nu trebuie să spui mai mult. Noi ne-am învățat că trebuie să scriem tonii de cuvinte și să povestim nu știu ce artificii metaforice. O chestie simplă, fantastică, deci fantastic. Trebuie să fim și noi atenți la cuvintele astea pe care le transmitem și să învățăm de la alții. Ideea de a scrie a venit atunci când a devenit și eu mamă și prima carte a fost Ospățul din Savană. A fost mai mult în glumă, apropo, pentru că a venit ca o solicitare de la directorul editurii, care, mă rog, este și tatăl meu, și a zis, uite, toată lumea scrie cărți și tu îi spui lui Iancu în fiecare seară povești și nu te apuci să scrii o carte. Și zic, hai să încercăm. Și pentru că noi atunci era vârsta de 2-3 anișori în care se vorbește despre animale, și probabil știți și voi și ați auzit și pe la alții cum părinții discut cu copiii, că rața face așa și cățelul face așa. Eu am zis, da, uite, eu îmi doresc să vin cu altceva, să-l învăț pe Iancu că animalele nu se împart doar în două categorii, periculoase și nepericuloase, sau pentru carne și pentru ouă, dar să vin cu această idee de a le descoperi prin ceea ce sunt animalele, prin trăsăturile care le diferențiază și de a găsi în ele ceva interesant. Vreau să zic că după ce am scris cartea și noi am învățat că toate animalele sunt prietenoase și este bine să le cunoaștem, Ianco a venit într-o zi la mine și zice, mami, știi ce aș face eu dacă m-aș întâlni cu un rechin? Zic, ce? L-aș întreba cum îl cheamă. Și atunci zic, cred că am exagerat eu un pic cu bunătatea animalelor, trebuie să știm și să ne păzim de ele. Dar ideea de bază a fost anume asta, de a ști să descoperim lucrurile frumoase din animale și din jurul nostru. Și însăși cartea se bazează pe o înțelegere dintre animale, adică ele se întâlnesc și se înțeleg că nu se mănâncă una pe alta, nu se atacă, ci doar povestesc ceea ce reprezintă ele ca stil de viață, stil de alimentație și alte chestii care le caracterizează. Uite, așa a venit prima carte și a fost întâmpinată cu mare bucurii, hai zic așa, de unii cititori. Și atunci am zis, la fiecare vârstă, pentru că fiecare carte, apropo, pe care am scris-o corespunde cumva cu vârsta lui Iancu, nu știu ce o scriu când o să aibă 16 ani, vreun detectiv probabil, și atunci am mers pe evoluția pe care o vedeam la el și nevoile pe care le simțeam corespunzătoare vârstei lui. Pe mine întotdeauna m-am pasionat aspectele psihologice. Eu am făcut lingvistică la Iași, am făcut și un pic de pedagogie, că așa se cerea, sau mă rog, nu se cerea, dar am făcut și pedagogie. Ceea ce am învățat noi la pedagogie nu cred eu că e suficient pentru a aborda un copil într-un mod autentic și atunci eu întotdeauna am citit. Am citit foarte multe cărți legate de dezvoltarea copiilor. Unele mai bune, altele mai puțin bune, dar m-am interesat cum pot să ajut copilul, pentru că mi-am dat seama că eu și majoritatea adulților pe care îi cunosc vin cu un bagaj emoțional foarte defectuos din copilărie. Și pentru că știu că eu nu sunt geniu în ale vieții, mi-am dorit să vin la Iancu cu ceva în plus decât doar așa mi-a făcut mie mama și așa îți fac și eu ție. Și atunci, citind, evident că mi-am dat seama de anumite chestii. Mi-am dat seama că trebuie să eviți cât mai mult etichetarea copilului. Și atunci când scriu o carte, eu folosesc acest lucru. Încerc între personaje să evit etichetarea și să învăț pe copii, iarăși la școală, cu colegii, să evite acest gen de caracterizare reciprocă. Am avut experiențe cu copii, cartea Obișnuitul Neobișnuit, e vorba de un băiețel care interacționează cu lucrurile din jurul lui și își dă seama că, uite, poate și plapuma simte ceva sau poate pasărea de afară are anumite emoții când o arunci cu sticla în ea și tot felul de chestii din astea. Și m-a sunat mămica copilului și mi-a zis, știi, copilul meu niciodată nu vrea să-și spele dinții seara pentru că făcea scandal și nu voia.
Și după ce a citit obișnuit, neobișnuit, că acolo era la un moment dat o conversație cu peruța dinți, a zis că mergi în fiecare seară să-și speli dinții. Ori și asta este un feedback extrem de util pentru mine. Sau am mai avut o experiență cu un copil care nu neapărat îi place să citească, mai mult citește dacă îl forțezi. Și după ce a ieșit întâlnirea cu eroi din poveștile românești, m-a sunat părinții lor și mi-a zis: tu știi că el a citit singur cartea? Și a zis că e cea mai interesantă carte pe care a citit-o. Ori această dorință de lectură iarăși este un feedback extrem de bun. Sau am fost acum la o școală să discut cu copiii despre cărți și vreo trei fetițe s-au apropiat de mine și zis: când ies a treia carte de la Întâmplări cu tâlcă? Abia așteptăm a treia carte. Și evident că toate lucrurile astea mă bucur foarte mult, pentru că ideea mea de a face aceste cărți nu este neapărat de a face bani, pentru că vă spun eu că sunt foarte puțini bani, și nu este de a deveni mare scriitor, nici nu mi-am propus vreodată să fiu scriitor, dar dacă un singur copil va ajuta una din aceste cărți să fie mai bun, să fie mai curajos, să creadă în el, să-și dea seama că trebuie să fie bun și cu lucrurile din jur, atunci eu simt că mi-am îndeplinit misiunea prin această carte. Eu mă întrebam de ce copiilor noștri, cel puțin lui Iancu, le plac foarte mult filmele astea americane și eroi ăștia, Spider-Man, Superman. Și mi-am dat seama că pe lângă faptul că se fac filme cu foarte multe culori și cu foarte mult stimul vizual, pentru că asta e foarte important pentru copii, acest stimul vizual, din păcate ei un pic îi rup de realitate și de lectură și de cărți, dar ei sunt și lor le plac. Deci pe lângă asta mai este o chestie, este nevoia de eroi. Și asta există nu din secolul 21, asta există de când încă popoarele, triburile erau. Ei stăteau în jurul focului și făceau povești, creau eroi. Pentru că eroi, de fapt, sunt un punct spre care oamenii tind. Și atunci, prin eroi românești, eu am vrut să fac mai multe lucruri deodată, fără ca copiii să-și dea seama. În primul rând, am vrut să construiesc o identitate românească prin care copiii să vadă că și cultura noastră are eroi săi și are valorile sale. Asta e un lucru. Iar al doilea lucru pe care am vrut să-l fac este să le arăt copiilor că există o diferență între eroii noștri și câțiva dintre eroii străini. De exemplu, nu știu, Superman. El, de fapt, are o putere supranaturală. El nu face nimic neapărat pentru această putere supranaturală. Dacă luăm pe Iron Man chiar, sau pe Harap Alb, sau pe Daniel Prepeleac, ei nu au o putere supranaturală. Costumul lui Iron Man și l-a făcut el singur. Nu i-a căzut din pod. Și eu tot timpul îi spuneam: da, uite, Iron Man este un băiat foarte deștept. El, de fapt, și-a făcut costumul ăla, și-a făcut 100 de costume până i-a reușit să-l fac pe ăla potrivit. Exact așa și Harap Alb și Făt Frumos, ei muncesc pentru a fi eroi. Ei nu, noi toți am vrea, pot să zbor și fac tot felul de chestii. Nu, tu trebuie să muncești pentru a fi eroi, muncești în fiecare zi. Și atunci, dacă copiii reușesc să înțeleagă după ce citesc această carte, că tu nu te naști erou, dar tu poți să fii și tu poți să fii. Dacă tu ești suficient de curajos, dacă tu vrei să-i ajuți pe cei din jur și depui eforturi spre asta, tu poți fi erou, tu poți să îndeplinești visul. Și a treilea lucru pe care am vrut să-l arăt în cartea asta este spiritul de echipă, hai să zic așa, mai la modă, să vorbim despre spiritul de echipă, este că nici Harap Alb, nici Făt Frumos, nici, cine mai este acolo, Daniel Prepeleac, nu ar fi reușit nimeni fără prieteni. Și atunci aceste trei elemente de identitate românească, de capacitatea de a înțelege a copilului că el poate fi erou și de creare a unui cerc de prieteni cu care împreună să mergi spre un vis comun, astea au fost cele trei elemente pe care am vrut să-l transmit prin carte. Procesul de scriere a unei cărți nu mi se pare, m-am așezat și hai să încerc să încropez acolo niște cuvinte și să vin cu un sens. Eu mă gândesc foarte mult la, găsesc mai întâi ceea ce vreau să transmit, de exemplu prietenia, da, sau eroi. Și atunci mă gândesc, ok, cum ajung eu la copil cu acest obiectiv al meu, că tu poți să fii erou, cum ajung la el? Cum îl voi determina să citească cu plăcere și după ce citești să zică, da, eu tot pot să fiu erou. Iar asta mi-a foarte mult timp. Adică eu mai întâi gândesc procesul ăsta, pot să-l gândești 2 luni și jumătate de an și după aceea mă așez și eu pot scriu și într-o săptămână, bine, depinde deja de dimensiunea cărții. Nu scrisul în sine este cel mai lung, dar gânditul acestui proces. Și avem o discuție chiar cu mama pe Facebook într-o zi, că ea îmi zicea, spusesem eu că îți trebuie minte ca să scrii. Și mama m-a întrebat, crezi că minte? Eu cred că suflet. Și mi-am dat seama că trebuie foarte mult suflet ca să scrii, sigur că da, dar am observat ultima vreme că oamenii scriu cu probabil mult suflet, dar nu pun deloc minte. Și mi-am dat seama că ar fi bine întotdeauna când scriem ceva, mai ales adresat copiilor, să gândim fiecare cuvânt, să gândim cum îl afectează. Pentru că, din păcate, ce observ eu că se cumpără în Moldova și cărțile care au devenit mari bestselleruri,
Eu mă tem că ele să nu dăuneze. Acum, unor adulți poate nu dăunează, că ei au deja formate anumite structuri valorice, dar unor copii, eu cred că trebuie minte, chiar cred că trebuie minte ca să scrii. Pentru că orice cuvânt pe care l-a scris acolo, el o să-l ia drept model, drept valoare și o să-l folosească și o să meargă cu el în lume. Și atunci este responsabilitatea ta pentru ceea ce ai făcut tu. Oricine care crede că poate scrie, să o facă. Nu există limită la cantitatea de text care poate să apară pe planetă. Și cititorii sunt cei mai buni evaluatori. Unica problemă este atunci când cititorii nu, sau părinții nu au competențele necesare și iau cărți așa, malandala, după desenele din carte sau după, nu știu, autor doar sau după titlu. Eu le recomand tuturor părinților un pic să răsfoiască cartea înainte de a o lua, pentru că dacă tu o să vezi pe pagina 7 greșeli gramaticale, deja ar fi cazul să-ți pui niște întrebări despre autorul respectiv. Sau dacă tu o să vezi acolo o incitare la violență la un moment dat, pentru că îți dai seama după stil. Deja iarăși puneți o întrebare, adică noi doar când mergem la magazin nu cumpărăm pentru copil alimente de oricare. Cum mă uitam la ele. Le cumpăr din România de cele mai multe ori. Le cumpăr de la Chișinău, dar în România e mai mare varietate, adică la Chișinău ajung mai târziu și mai puține. Mă străduiesc să-și aleagă el. Adică noi mergem în librărie și el se uită pe coperta a patra, citește descrierea și își alege el cartea care și-o dorește. Dar încerc și eu, ca să-i stimulez plăcerea pentru lectură, încerc să-i găsesc cărți care știu că i s-ar potrivi pe profilul lui. Dar evident, eu citesc întotdeauna un pic din carte. Pentru că am pățit-o cu cineva, ne-a dăruit o carte, nu vreau să-i dau numele, e foarte la mod acum. Am citit un pic în carte, acolo copilul zicea, îi povestea altui copil că mama mea e proastă, că eu vreau telefon și o să-i spun să-mi cumpere și o să-mi cumpere. Poate era făcut cu chestii de ironie, anume ca să înveți copilul, dar eu nu cred că așa să învață copilul. Și numai prin faptul că tu îi dai așa idei, deja nu cred că inoculez un tip de interacțiune corectă. Cu cei din jur, nu neapărat că-i părinți, că-i despre oricine e greșit spui că-i prost, numai despre mama sau despre tata. Și atunci, evident că eu mă uit un pic în carte. Și după stilul, după limbaj, îți dai seama foarte repede cam cum este scrisă acea carte. Ce am observat eu, apropo, la părinții noștri din Republica Moldova, că ei caută cărți cu de toate. Deci la noi dacă poți să dai o carte care să aibă și ghicitori și poezii și povești și proverbe și vreo două povestiri și încă și 14 exerciții la matematică, deci asta ar fi genial. Și asta e nu neapărat un lucru foarte bun pentru că tu vrei să cumperi tot într-o carte cât mai ieftină, cât mai colorată, cât mai multe chestii. Dar poți să ai și așa cărți, nu e nicio problemă, poți să ai așa cărți, dar copilul tău poate vrea să devină aviator, dacă tu observi asta la el. De ce să nu-i cumperi cărți despre enciclopedii despre cum se fac avioanele? Sau dacă tu vezi copilul tău vrea să fie, nu știu, om de știință. Poate, iarăși, că sunt acum, se fac în străinătate o grămadă de cărți despre cum a fost inventată lumina, becul, de ce să nu iei așa cărți? Dar poate copilul tău vrea să fie, este foarte empatic și sensibil și atunci poți să iei niște cărți care îl învață cum să interacționeze cu ceilalți copii, cum să-și dezvolte abilitățile. Adică, de ce să nu vii tu sub copilul tău, dar să iei o carte cu de toate? Pentru că cărțile cu de toate sunt ca și, știți cum, ca și mâncarea care nu e foarte clar ce conține, dar tu oricum o mănânci, ca să revenim la metafora mâncării. De fapt, nimeni nu se duce la librărie cu gândul de a face rău copilului, ia dă-i o carte care să-i facă rău. Nimeni nu face lucrul ăsta. Atunci, evident că revine în sarcina librarului, revine în sarcina profesorului, revine în sarcina editurilor. Eu nu știu de ce nu se discută și despre asta, că editurile au responsabilitate foarte mare în legătură cu ceea ce scot ele la tipar. Și revine și în sarcina părintelui. Mai citește, mai caută pe Google, poate mai găsești niște recomandări. Mai vezi tu un pic cartea respectivă. Și după ce copilul crește un pic mai mare, deja mai lasă și un pic de libertate. Că toți am citit porcării în tinerețea noastră, dar ajungem, ca să poți să compari, să ajungi la o scară de valori, trebuie să treci prin toate, ca să alegi în final tu. Dar cât este mic, asta este. Tu decizi cu ce îl îmbraci, dar nu decizi ce îi dai să citească.